ca Tatălui a venit cu bunăstarea Sfântul Dumnezeu Biserici. Pentru mirea tuturor Domnului să ne rugăm. Aleluiește! Pentru țara aceasta și pentru tot neamul Dumnezeu, pentru India, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui, Domnului să ne rugăm. Aleluiește! Stimate domnule prefect, domnule primar, dragi camarade de arme, dragi bătrâni, România sărbătorește astăzi 100 de ani de la un vis care s-a făcut la 1 decembrie 1918. Noi toți, poporul român, suntem mândri și în același timp cu emoții facem ce facem astăzi. Ceea ce se întâmplă astăzi la Bârlad trebuie să fie pentru noi toți o mândrie. Și să apreciem pe organizatori care au creat un fast frumos, moment în care zic eu că cu toții ne simțim la adevărat români. Actul de la 1 decembrie 1918 este exclusiv meritul poporului român, al înaintașilor noștri. Nu este un act de conjunctură neapărat. Și pentru asta ne trebuie să le mulțumim celor care la momentul acela au fost în stare să se bășească la asemenea act, au făcut ca visul românilor de viacuri să se împlinească. Trebuie să ne păstrăm o recunoștință permanentă. Și orice putere avem ocazia, trebuie să îi pomenim, pentru că așa face orice cetățean de România, orice creștin. Desigur, ne-au lăsat o serie de să prospere, dar am greșit numai dacă locuitorii ei sunt în măsură să o facă. Nu vine nimeni de afară. Desigur, un învățământ pe care trebuie să-l tragem, eu zic că este remarcabil, și anume, astăzi, cum construim România, așa va fi România mâine, dar România de mâine va fi a copiilor și a urmașilor noștri, poate pentru care trebuie să fim atenți la ceea ce facem. Domnule prefect al județului Vaslui, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați invitați, dragi bălădeni, moment istoric pentru națiunea română, pentru prezent și viitor. Astăzi e ziua ta, e ziua mea, e ziua noastră a tuturor românilor, oriunde am fi, oriunde ne-am găsit. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să vorbim de România Mare. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să privim către înaintașii noștri care au înfăptuit Marea Unire cu recunoștință și admirație. Dar astăzi trebuie să ne spunem nouă că noi, ca români, le putem împlini numai acasă, împreună cu neamul nostru. Este momentul să redeșteptăm acest sentiment de patriotism, e mândrie națională, dar în același timp trebuie să spunem că a fi patriot nu înseamnă a spune vorbe bine așezate. A fi patriot înseamnă ca fiecare român să-și facă treaba cu responsabilitate la locul lui de muncă și unim milioanele de eforturi să mișcăm România din loc. Trăim vremuri complicate, însă România trebuie să se adapteze la schimbările regionale și globale. Aceasta nu înseamnă că noi, ca stat, să nu ne respectăm obligațiile asumate atunci când am intrat în Uniunea Europeană. Trebuie să spunem răspicat că locul nostru este în Uniunea Europeană, că drumul de urmat este alături de națiunile europene care formează astăzi această Uniune. Generațiilor de la 1859, 1918, care au înfăptuit Marea Unire, cu certitudine le vor succeda alte generații de români care vor aduce Basarabia acasă, odată pentru totdeauna.
prin unirea de la 1918, România aproape că și-a dublat teritoriul și populația. A fost un vis împlinit a multor generații de români. Ceea ce s-a făptuit la 1 decembrie 1918 a demonstrat că sacrificiul poporului român nu a fost în zadar. Trăiască România mare și nedespărțită! La mulți ani, România! La mulți ani, români! Prin hotărârea Consiliului Local, numărul 268, din 31-10-2018, se conferă titlul de cetățean de onoare a municipiului Dunar, domnului Plutonel Major, Cioclu Gheorghe Ionuț. Hotărârea Consiliului Local, numărul 369, de 31-10-2018, se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Dunar, domnului caporal clasa a treia, Grețu Vasile Mircea.
coroană din partea comunității Elena Bucar. Liceul Jefonatic Alexandru Ioscuza.